Dacă parcurgeți frumoasa vale a Oltului, undeva pe la 20 de kilometri de Râmnicu-Vâlcea, puteți admira frumosul oraș Călimănești. Stațiunea, mult iubită de domnitorul Mircea cel Bătrân, unde își doarme de altfel și somnul de veci, este străjuită de muntele Cozia. Pe lângă frumusețea naturală a acestor locuri, Călimăneștiul este locul multor legende, mistere, povești de dragoste sau drame. Una din aceste legende, de un dramatism aparte, se referă la povestea familiei mareșalului Antonescu. Ion Antonescu este unul dintre cei mai cunoscuți români ai ultimului secol. Acesta a fost șef al Marelui Stat Major și ministru de război, iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României cu titlu de conducător al statului. Ion Antonescu l-a constrâns pe regele Carol al II-lea să abdice în favoarea foarte tânărului principe moștenitor Mihai. Puțin însă sunt cei care știu că Ion Antonescu a avut un fiu vitreg care a avut un destin cel puțin ciudat. Ion Antonescu s-a căsătorit cu Maria Antonescu în anul 1928. Mareșalul se afla la a doua căsătorie, iar Rica, soția sa, la a treia. Maria Rica Niculescu s-a născut la Calafat în anul 1892, fiind fiica Anghelinei și a căpitanului Teodor Niculescu. Din prima ei căsătorie, cea cu Gheorghe Cimbru, comisar de poliție la Calafat și Brăila, a rezultat un fiu care a avut neșansa să se îmbolnăvească de poliomielită. Numele său este Octav Cimbru. Cu toate că îi era fiu vitreg, mareșalul Ion Antonescu l-a îndrăgit enorm pe băiat și îl lua pe Octav oriunde se ducea. Între mareșal și copil s-a dezvoltat o puternică relație de prietenie, astfel încât mulți apropiați au crezut că Octav este chiar fiul demnitarului, făcut cu Elvira Panaitescu, prima sa soție. Drama lui Octav apare după arestarea lui Ion Antonescu în 1944. Pe data de 23 august 1944, regele Mihai l-a arestat și l-a demis prin decret regal pe Ion Antonescu. Fostul militar a fost predat inițial comuniștilor, apoi rușilor și după ce a fost ținut 2 ani în URSS, a fost readus în țară pentru a fi judecat. 23 august este ultima dată când Octav Cimbru a fost văzut în public. Acesta venise la Palatul Regal împreună cu tatăl său vitreg. Mareșalul Ion Antonescu a fost executat la ordinele unui tribunal al poporului. Printre altele, Antonescu a fost acuzat de crime de război și de atrocități îndreptate împotriva minorităților. Condamnarea lui Antonescu este încă controversată, existând istorici care afirmă că totul a fost doar o înscenare. Autoritățile i-au permis mareșalului să-i trimită o scrisoare soției sale înainte de a-l duce în fața plutonului de execuție. Procesul în care mareșalul Ion Antonescu a fost condamnat la moarte a fost denumit de regimul comunist procesul marilor criminali de război. Procedura judiciară a început pe 1 mai 1946 și a durat până pe 17 mai, când a fost pronunțată sentința prin care mareșalul Antonescu a fost condamnat la moarte. Grațierea i-a fost refuzată, iar execuția a fost stabilită pentru data de 1 iunie 1946. Soția sa se afla și ea după gratii. Fusese arestată imediat după întemnițarea mareșalului. A fost dusă inițial în celebra închisoare a NKVD-ului de la Lublianca. Maria Antonescu a fost adusă în țară în același tren cu soțul ei, după care a fost întemnițată în subsolul 2 al Ministerului de Interne, care se transformase în închisoare pentru deținuții mai importanți. Înainte de a fi executat, mareșalului i se îndeplinește o ultimă dorință, o întâlnire cu soția sa pe care o alinta Rica. Mareșalul a încercat să-și limpezească gândurile și le-a așternut într-o scrisoare. I-a repetat soției sale conținutul scrisorii la ultima întâlnire dintre cei doi de la Jilava.
În scrisoarea adresată soției sale, Ion Antonescu vorbește despre dragostea de țară și explică soției sale decizia de a fi îngropat în locul natal, alături de cei din familia sa. De asemenea, mareșalul îi recomandă Ricăi să se retragă într-o mănăstire. Execuția mareșalului a avut loc pe 1 iunie 1946 la ora 18:03 la Jilava. Antonescu ceruse să fie executat de armată, dar a fost refuzat. În momentul execuției, mareșalul a salutat, după care a căzut. Șeful gardienilor l-a împușcat în cap cu revolverul, dar doctorul nu a confirmat decesul, așa că a mai fost nevoie de încă un glonț în piept. În toată această perioadă, Octav era grav bolnav. A fost o perioadă internat în București, la un spital, după care în 1947 a fost adus în stare gravă la Călimănești. A fost internat sub pază la fostul hotel Jantea, unde a și decedat în 1950, exact cu o săptămână înainte de eliberarea mamei sale. Maria Antonescu a fost arestată, interogată și închisă până în anul 1950, când a fost eliberată. Zvonurile vremii despre tragica moarte a lui Octav au fost multe. Moartea sa, învăluită în mister, a bulversat o lume întreagă. Au existat mărturii care spuneau că acel copil nevinovat a fost împins de la etaj de către Emil Bodnăraș, asta după ce guvernanta Fraulein Schulz a fost împușcată. O altă sursă precizează că tânărul s-a sinucis aruncându-se de la etaj. Sinuciderea este totuși puțin probabilă. Dacă avea loc o sinucidere, probabil ar fi avut loc o înmormântare, la care ar fi asistat un număr apreciat de oameni. Ori nimeni nu a asistat la îngroparea lui Octav. Se presupune că cei care au ascuns acest lucru au avut de-a face și cu moartea băiatului. O altă variantă spune că în niciun caz bolșevicul Emil Bodnăraș nu ar fi făcut un asemenea gest. Regele ar fi cerut protecție asupra familiei mareșalului imediat după arestarea acestuia. Trimisă în Bărăgan, cu domiciliu obligatoriu pe undeva pe lângă Viziru, Maria Antonescu a supraviețuit cu multă greutate. A decedat în anul 1964. Maria a reușit să afle de moartea lui Octav și a venit la Călimănești să-l caute, dar mormântul acestuia nu a fost găsit. Nu se știe nici astăzi care din mormintele aflate în cimitirele din Călimănești ar fi al lui Octav Cimbru. Comuniștii s-au temut de o eventuală martirizare a acestuia. Este foarte posibil să fi fost îngropat sub un nume fals. Nu s-a aflat până acum adevărul despre această poveste. Ce știm însă cu siguranță este faptul că pe 23 august 1944, la Palatul Regal, Ion Antonescu a venit însoțit de fiul său, Octav. A urmat arestarea sa la comanda regelui Mihai. Dacă regele a luat o hotărâre și în ceea ce privește destinul lui Octav, probabil nu vom afla niciodată.